Bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni. Astăzi vom continua să citim Emma de Jane Austen. Începem încet să ne apropiem de ultimele capitole. Astăzi vom citi capitolul 48. Până acum, atâta timp cât nu era amenințată să o piardă, Emma nu știuse niciodată cât de mult depindea fericirea ei de atenția pe care i-o dădea domnul Knightley de interesul și afecțiunea lui. Mulțumită că lucrurile stau așa și crezând că îi se cuvine, se bucurase de ea fără să se gândească și numai îngrozită de perspectiva de a fi înlocuită de o altă femeie, își dădea seama ce extraordinar de importantă era. Multă, foarte multă vreme, se știu favorita lui, căci el, neavând nicio rudă de parte femeiască a lui, numai Isabela putea avea pretenții comparabile cu ale ei. Și știu să întotdeauna exact cât o iubea și o stima el pe Isabela. Emma era favorita lui de mulți ani încoace. Nu merita. Fusese adesea neglijentă sau răutăcioasă. Nu-i luase în seamă sfatul sau chiar îi se împotrivise. Nu-i prețuise cum se cuvine meritele, și se certaseră pentru că el nu voia să recunoască meritele ei false, relevate cu insolență. Totuși, din dragoste pentru familie și din obișnuință și pentru că era un om de o inteligență deosebită, o iubise și o veghease de când era mică, străduindu-se să o ajute și dorind cu aprindere ca ea să facă totul bine. Sentimente pe care nimeni nu i le împărtășise. Știa că, în ciuda tuturor defectelor, îi era dragă. N-ar putea spune chiar foarte dragă. Totuși, când asemenea gânduri o făceau să spere, nu îndrăznea să se lase pradă lor. Harriet Smith putea să creadă că e demnă de a fi iubită în mod special, exclusiv și pasionat de domnul Knightley. Ea nu prea. Nu putea să se măgulească la gândul că el ar putea să aibă un sentiment pentru ea. Primise de curând dovada că față de ea era imparțial. Ce șocat fusese de purtarea ei față de domnișoara Bates. Ce direct și ce dur se exprimase el în această privință. Nu prea dur pentru fapta ei, dar mult prea dur ca să fi pornit din altceva decât din simț de dreptate și clarvăzătoare bunăvoință. Nu avea nicio speranță că el ar putea avea pentru ea un sentiment de dragoste, dar o speranță tot avea, câteodată mai slabă, câteodată mai puternică, aceea că Harriet s-ar fi putut înșela și că a supraapreciat stima lui pentru ea. Își dorea, trebuia să-și dorească, chiar dacă ei nu-i aducea fericirea, ca el să rămână burlac toată viața. Dacă putea să fie sigură de asta, de faptul că nu se va căsători niciodată, ar fi fost perfect mulțumită. Să rămână același domn Knightley pentru ea și pentru tatăl ei, același domn Knightley pentru toată lumea, să rămână aceleași relații de prietenie și încredere între Danwell și Hartfield, și liniștea ei nu va fi tulburată. Căsătoria, de fapt, nu era pentru ea. Ar fi fost incompatibilă cu tot ce-i datora tatălui ei și tot ce simțea pentru el nimic nu o va despărți de tatăl ei. Nu se va mărita nici dacă o va cere domnul Knightley. Probabil că era cea mai puternică dorință a ei ca Harriet să fie dezamăgită și spera că, atunci când va avea posibilitatea să-i vadă pe amândoi în același timp, va putea cel puțin să-și dea seama în mod sigur ce șanse existau în privința asta. De acum înainte, trebuie să-i observe cu mare atenție. Și cu toate că până acum avusese numai ghinioane când încercase să înțeleagă ce se petrecea în sufletul altora, nu voia să admită că și de data asta s-ar putea înșela. El trebuia să sosească din zi în zi. Și atunci va avea posibilitatea să-i observe. Clipa se apropia înfricoșător de repede. Sau cel puțin așa îi se păru când își orândui gândurile. Între timp, hotărând să nu mai vadă pe Harriet, nici nu i-ar face bine și n-ar fi deloc profitabil să mai dezbată același subiect. Era hotărâtă să nu se lase convinsă atâta timp cât se mai putea îndoi. Și totuși, nu avea destulă autoritate să se împotrivească încrederii herietei. A discuta înseamnă să se enerveze. Îi așadar pe un ton binevoitor, dar hotărât, rugându-o să nu mai vină pe la Hartfield deocamdată recunoscându-și convingerea că niște discuții suplimentare referitoare la un anume subiect trebuie mai degrabă evitate și sperând că, dacă treceau câteva zile înainte ca ele să se întâlnească, în afară de cazul că se întâlneau în societate, obiecția era numai împotriva unei tet, -a tet Ar putea să se comporte ca și când ar fi uitat discuția de ieri. Harriet se supuse, era de acord și era recunoscătoare. Tocmai terminase de rezolvat această problemă. Când sosi un musafir care avea darul să o desprindă pe Emma din gândurile care îi ocupaseră tot timpul și somnul și vegea în ultimele 24 de ore. Doamna Weston, care fusese în vizită la viitoarea ei noră și trecea pe la Hartfield în drum spre casă, nu atât din datorie față de Emma cât din plăcerea de a relata amănuntele unei întâlniri atât de interesante. Domnul Weston o însoțise în vizita la doamna Bates și își făcuse cu succes datoria de viitor socru. Dar dânsa nu se mulțumise numai cu o întrevedere de un sfert de oră în salonul domnișoarei Bates, unde nu se spărsese încă gheața și mai domnea oarecare stânjeneală, ci reușise să o convingă pe domnișoara Fairfax să iasă cu dânsa la plimbare și, prin urmare, avea multe de povestit și nu fără satisfacție. Emma avea puțină curiozitate și încerca să arate cât mai multă când prietena sa îi povesti. Doamna Weston pornise în vizita asta destul de agitată și, în primul rând, nu dorise să se ducă deloc deocamdată, ci să-i se dea voie să-i scrie numai domnișoarei Fairfax în loc de a o vedea, și să amâne această vizită ceremonioasă până mai trecea câtva vreme și domnul Churchill va fi împăcat cu ideea de a face cunoscută logodna, căci, având în vedere toate împrejurările, îi se părea că asemenea vizită nu se putea face fără a provoca tot felul de zvonuri. Dar domnul Weston gândea cu totul altfel. Era cât se poate de nerăbdător să-i arate domnișoarei Fairfax și familiei că e de acord cu această căsătorie și nu concepea că din asta s-ar naște suspiciuni sau, chiar dacă s-ar fi născut, tot n-ar avea nicio importanță, pentru că, asemenea lucruri, observa el, tot se află până la urmă. Emma zâmbi și gândi că domnul Weston avea motive întemeiate să spună asta. Plecaseră așadar și domnișoara se arătase foarte disperată și încurcată la venirea lor. Dabia dacă putea scoate un cuvânt, și toate privirile și gesturile ei, arătau ce mult suferea, simțindu-se vinovată. Mulțumirea liniștită, pornită din inimă a bătrânei, și încântarea nemaipomenită a fiicei ei, care se dovedea a fi atât de fericită încât nici nu mai vorbea ca de obicei, era un spectacol care făcea să fie văzut. Era chiar mișcător. Erau amândouă atât de cuvincioase în fericirea lor. Atât de dezinteresate în tot ce simțeau, se gândeau atât de mult la Jane, la toată lumea și atât de puțin la ele însele, încât meritau toate sentimentele bune. Recenta boală a domnișoarei Fairfax îi oferise doamnei Weston un bun prilej să o invite la plimbare. Întâi, se rătrăsese și refuzase, dar la insistențele ei cedase. Și în cursul plimbării cu trăsura, doamna Weston reușise încurajând-o cu blândețe să-i învingă stângeniala și să facă să vorbească despre subiectul atât de important. Scuzele pentru tăcerea nepotrivită pe care o păstrase când îi primise și exprimarea celei mai călduroase recunoștințe pentru dânsa și domnul Weston trebuiau desigur să facă începutul. Dar, când se terminară aceste fuziuni, vorbiră mult despre situația prezentă și viitoare a logodnei. Doamna Weston era convinsă că o asemenea conversație îi va aduce o mare ușurare tovarășei sale, căci până acum fusese silită să ascundă totul și dorea, probabil, să se descarce și fu foarte mulțumită de tot ce auzi. Ah, ce nenorocită s-a simțit atâtea luni de zile să se ascundă, continuă doamna Weston. S-a exprimat categoric, a spus așa, N-aș zice că de când m-am logodit, nu am avut și unele clipe fericite. Dar pot spune că n-am fost liniștită niciun minut. Și tremurul buzelor când zicea asta era o dovadă pe care am simțit-o până în fundul inimii, Eva. Biata fată, zise Emma, crede deci că a greșit pentru că și-a dat consimțământul să se logodească în secret? Că a greșit. Nimeni nu cred că ar învinui-o mai mult decât se învinuiește ea însăși. Consecința, zicea ea, a fost o suferință continuă pentru mine și așa era firesc să se întâmple. Dar cu toată suferința pe care o atrage după sine o purtare proastă, ea este și rămâne o purtare proastă. Durerea nu e o ispășire. Nu voi putea niciodată să fiu socotită nevinovată. Am făcut totul împotriva bunului meu simț și faptul că lucrurile au luat o întorsătură norocoasă, și bunăvoința de care mă bucur acum sunt o binecuvântare care, după câte îmi spune conștiința mea, nu mi se cuvine. Să nu credeți, Doamnă, că nu am fost bine crescută, să nu îi învinuiți de lipsă de principii și de grijă pe cei care m-au educat. Greșeala a fost numai a mea și vă asigur, cu toate scuzele pe care mi le oferă împrejurarea de față, îmi va fi totuși teamă când îi vor mărturisi totul domnului colonel Campbell. Biata fată, zise Emma din nou. Atunci înseamnă că îl iubește foarte mult. Probabil că numai din dragoste a acceptat o asemenea logodnă. Iubirea i-a întunecat judecata. N-am nicio îndoială că e foarte îndrăgostit de el. Mi-e teamă, zise Emma oftând, că deseori am contribuit la nefericirea ei. Din partea ta, draga mea, a fost ceva nevinovat, dar. Probabil că ea la asta se gândea când a făcut aluzie la neînțelegerile despre care a vorbit și el. Zicea că o urmare firească a greșelii săvârșite a fost ca devenit neînțelegătoare. Conștiința că a făcut ceva ce nu trebuia a expus-o la mii de neliniști și a făcut-o cicălitoare și nervoasă, într-atât încât probabil că, sigur, pentru el era greu de suportat. N-am iertat ceea ce ar fi trebuit să iert, având în vedere firea lui și voia bună. Această minunată voie bună și a plecarea lui spre veselie și glume, care, în alte împrejurări, sunt sigură m-ar fi vrăjit ca prima dată. Apoi a început să vorbească despre tine și despre marea bunătate pe care i-ai arătat-o în timpul bolii și cu o care mi-a dovedit în ce fel se legau toate, m-a rugat ca, atunci când voi avea ocazia, să mulțumesc domnișoarei Woodhouse pentru dorința și străduința ei de a-i face bine. Era îngrijorată că n-ai primit niciun semn de mulțumire, așa cum se cuvine din partea ei. Dacă n-aș ști că acum e fericită, zise Emma serioasă, căci trebuie să fie, în ciuda scrupulelor pe care le are, n-aș putea suporta aceste mulțumiri, pentru că, ah, doamnă Weston, dacă am face o balanță între răul și binele pe care i le-am făcut domnișoarei Fairfax, ei, controlându-se și încercând să fie mai veselă, astea toate trebuie uitate. Foarte drăguț din partea dumitale că mi-ai povestit aceste amănunte, au pus-o în cea mai bună lumină. Sunt sigură că e o fată foarte bună și sper că va fi foarte fericită. Foarte bine că el are avere, dar am impresia că meritele sunt de partea ei. O asemenea concluzie nu putea să rămână fără un răspuns din partea doamnei Weston. Avea o impresie foarte bună despre Frank, în toate privințele, și mai mult îl iubea ca pe fiul ei, iar cuvintele pe care le spuse în apărarea lui erau pornite din inimă. Rațiunea și dragostea se împleteau în ceea ce spunea, dar era greu să-i rețină atenția Emei. Gândul ei zbura către Brunswick Square sau către Danwell, uitase să mai asculte. Și când doamna Weston termina cu N-am primit încă scrisoarea pe care o așteptam cu atâta nerăbdare, știi? Dar cred că va sosi în curând. Emma fu nevoită să facă o pauză înainte de a răspunde. Și în cele din urmă, trebuie să răspundă la întâmplare înainte de a-și aduce aminte ce anume scrisoarea așteptau cu nerăbdare. Te simți bine, Emma?" Întrebă doamna Weston la despărțire. A, da, perfect. Doar știi, mie nu mi-e rău niciodată." să ai grijă să-mi spui despre scrisoare de îndată ce va sosi. Știrile de la doamna Weston îi dă dură emei prilejul unor reflexii neplăcute, făcând să-i crească stima și compasiunea și sentimentul că o nedreptățise foarte tare în trecut pe domnișoara Fairfax. Regreta amarnic că nu încercase să o cunoască mai bine și roșea la gândul sentimentelor de invidie care constituiseră, în mare măsură, cauza acestei atitudini. Dacă s-ar fi purtat după dorințele pe care domnul Knightley și le exprimase, și ar fi arătat domnișoarei Fairfax atenția care îi se cuvenea, dacă ar fi încercat să o înțeleagă mai bine, dacă ar fi făcut un pas către o apropiere pentru a găsi în ea prietena dorită și nu în Harriet Smith, probabil că acum ar fi fost scutită de durerea pe care o încerca. Prin naștere, aptitudini și educație, Domnișoara Fairfax i-ar fi fost o tovarășă cât se poate de potrivită, și prietenia ei ar fi fost primită cu recunoștință. Pe când cealaltă ce era? Chiar dacă nu ar fi ajuns la atâta intimitate încât domnișoara Fairfax să-i mărturisească acest secret atât de important, ceea ce era cât se poate de probabil, totuși, dacă ar fi cunoscut-o atât cât ar fi trebuit și atât cât ar fi fost posibil n-ar fi făcut acele îngrozitoare presupuneri cu privire la o iubire necuvincioasă pentru domnul Dixon, pe care ea nu se mulțumise să le conceapă și să le întrețină, dar ceea ce era de neiertat le și împărtășise. Aceste presupuneri, se temea ea, o acuzaseră pe Jane cu delicatețea ei sufletească să sufere foarte mult datorită frivolității sau neglijenței lui Frank Churchill din toate izvoarele de răutate pe care o înconjuraseră pe Jane, de la venirea ei în Highbury, era convinsă că ea fusese cel mai păgubitor. Probabil că fusese cel mai rău dușman. Probabil că ori de câte ori era împreună cu toții, ea îi tulbura pacea jane în fiecare clipă. Și la Box Hill, probabil, fusese suferința completă a unui flirt care nu mai putea suporta. Se era acelei zile fulungă și tristă la Hartfield. Vremea contribuia și ea, după puterile ei, la melancolia generală. O ploaie rece, cu furtună, începu, fără speranța de a se mai sfârși. Și n-ai fi zis că e iulie, dacă n-ar fi fost pomii și boschetele verzi pe care vuitul le despuia și lungimea zilei care nu făcea decât să prelungească posibilitatea de a contempla această priveliște crudă. Vremea îl afecta pe domnul Woodhouse, care nu putea fi menținut într-o stare de bună dispoziție, decât prin atențiile mărite ale fiicei sale și prin strădanii care nu o costaseră altădată nici pe jumătate cât acum. Asta îi aducea aminte de primul lor tet a -tet nenorocit din seara anunții doamnei Weston. Dar atunci sosise domnul Knightley, imediat după ceai, și risipise orice gând melancolic. Dar vai, asemenea încântătoare dovezi ale farmecului casei Hartfield, ca cele pe care le aduceau vizitele de felul acela, se vor termina în curând. Imaginea pe care și-o formase atunci despre iarna plină de privațiuni, ce avea să urmeze, se dovedise greșită. Nu-i părăsiseră prietenii, nu pierduseră niciun fel de plăceri. Dar prevederile ei de acum nu aveau să fie contrazise în același fel. Perspectiva care stătea acum în fața ei era atât de amenințătoare încât nu putea fi ușor dată uitării, și nici măcar nu se putea consola parțial. Dacă se vor întâmpla toate lucrurile probabile cu prietenii lor, Hartfield va deveni în curând un loc părăsit, iar ea rămânea să-l înveselească pe tatăl ei cu o veselie tristă. Copilul care urma să se nască la Randalls va deveni o preocupare mai scumpă decât ea și inima și timpul doamnei Weston vor fi umplute de el. Pe ea o vor pierde și probabil în mare măsură și pe soțul ei. Frank Churchill nu se va mai întoarce printre ei și domnișoara Fairfax, cum bine se poate presupune, va înceta în curând să fie o locuitoare din Highbury. Se vor căsători și se vor stabili la Enscomp sau undeva în apropiere. Și tot ce era bun va dispărea și dacă la aceste pierderi avea să se adauge pierderea celor de la Danwell, ce mai rămâne din prietenii lor veseli și binecrescuți? Să nu mai vină domnul Knight Lisiara în căutarea liniștii sufletești după o zi grea? Să nu le mai intre în casă la orice oră, ca și când ar fi fost gata întotdeauna să-și schimbe casa lui cu a lor? Cum să îndur toate astea? Și dacă va fi pierdut de dragul herietei, dacă de acum se va gândi că își găsește în compania ei tot ce își dorește. Dacă Heriet urmează a fi aleasă ca prima și cea mai scumpă prietenă, ca soția în care el să găsească toată fericirea din lume, ce putea oare să facă să crească nenorocirea Emei, dacă nu gândul de care nu se despărțea deloc, că totul era opera ei? Când ajungea la un asemenea punct culminant, nu se putea abține să nu tresară sau să ofteze adânc, sau chiar să se învârtă în jurul camerei de câte ori și singurul lucru care o consola și care o făcea să își vină în fire era hotărârea de a se purta mai bine și speranța că iarna viitoare, oricât de puțin ocupată și lipsită de veselie va fi, o va găsi pe ea mai înțeleaptă, cunoscându-se mai bine pe sine și o va lăsa fără prea multe de regretat când va fi trecut.